seara! Bine ați venit la librăria Comunitas Cișmigiu. Numele meu este Maria Paionescu și am fost redactorul cărții pe care o lansăm astă seară. Cea mai recentă apariție din seria noastră de memorii și jurnale. Este vorba de cartea lui Patrick Lee Fermor, Între păduri și ape, la Pascia Constantinopol, de la Dunărea de Mișo până la Porțile de Fier. I-am alături de mine, ca invitați la această lansare, pe doamna Georgeta Filippi, istoric, doamna Mihaela Erunia, profesor universitar și reputat specialist în cultura și literatura engleză, și pe domnul Dance Mihailescu, critic literar binecunoscut. N-am să spun în introducere decât câteva cuvinte despre personajul Patrick Lee Fermor. El însuși, ne place să spunem pe românește, o figură. Este o figură, un personaj în sine, care se integrează foarte bine printre personajele cărților sale. Este, în primul rând, un mare călător. Un călător, pur și simplu, de dragul în călătorie. Nu în scopuri neapărat de documentare, nu în scopuri politice, nu în scopuri sociale, care s-a întâmplat la un moment dat să ajungă cu călătoriile sale în multe părți din lume, s-a întâmplat să ajungă și în România. Și de asta am hotărât să publicăm această carte, care face de altfel parte dintr-o trilogie. Au apărut până acum la noi acest volum, care este relatarea celei de-a doua părți a marii sale călătorii, despre care o să vă vorbim imediat, și urmează, în pregătire tot la editura Humanitas, cel de-al treilea volum al trilogiei. Trilogia poartă numele generic La pas spre Constantinopol, pentru că a fost o călătorie făcută numai și numai pe jos, în intenție pe jos, deci fără să se servească de mașini, vapoare și alte mijloace de deplasare. Este o călătorie de la 18 ani. Personajul a hotărât la un moment dat, forțat cumva și de împrejurări, să-și părăsească studiile și pentru un an, în privința acestei călătorii, să plece în căutare de oameni și de cât mai multe lucruri de învățat, cum ar spune, de exemplu, Micul Prinț, un alt călător. Ca toți mari călători, pune foarte mult accent pe întâlnirile cu oamenii, cu natura, este un mare, mare iubitor de natură, și pornește la drum fără prejudecăți. Călătoria are loc în anii 1933-1934. În acest volum ajunge într-o Europa centrală în care se simt deja semnele de rău augur ale istoriei, doar că politica rămâne cumva în fundalul cărții, nu influențează atât de mult perspectiva străinului asupra locurilor prin care trece. Este o carte în care autorul dă dovadă de o mare erudiție, este un tânăr foarte cultivat, dar și foarte nonconformist și foarte inteligent. Motivul pentru care a fost dat afară de la o faimoasă școală engleză, King's School, din Canterbury, este că, la vremea aceea, a fost surprins ținându-se de mână pe stradă cu fiica unui negustor. Un motiv suficient pentru ca profesorul său coordonator să-l catalogheze, făcându-i, cred, o favoare, drept o combinație periculoasă, spunea el, de sofisticare, deci de spirit liber și de nesăbuință în același timp. Dacă se ținea de mână cu un băiat, era normal. Dar nu a fost și atunci era normal. Deci ar fi putut fi catalogat drept un copil problemă, să-i spunem, dar tocmai asta l-a ajutat să-și deschidă mintea, spiritul și inima mai ales și să pornească la drum cu tot curajul și așa cu perspectivă romantică întrucâtva asupra călătoriei, deci fără mijloace prea multe, doar cu rucsacul în spate și cu dragostea lui de a afla lucruri noi cât mai multe. Cred că despre personajul în sine vă mai vorbi și doamna Georgeta Filippi, care l-a cunoscut și pentru că i-a legat o prietenie așa și peste timp.
iar despre carte invitații noștri. Îi dau cuvântul atunci doamnei Georgeta. Totdeauna îmi face plăcere să vorbesc în fața domniilor voastre, dar asta seară e un motiv în plus. De ce? Pentru că autorul mi-a fost teribil de drag și am impresia că noi suntem în prelungirea unei ședințe adorabile când i-am prezentat pe Bibești această familie internațională care a avut un lung moment de strălucire la Londra. Londra care, nu știu câtă lume își dă seama astăzi, a avut o întreagă societate românească, se spune așa, mai mult sau mai puțin englezită, dar lucrurile au fost și viceversa. Și Paddy, de exemplu, a fost, și așa s-a întâmplat, e vorba de Fermor, de eroul nostru, el a legat o prietenie de lungă durată cu fata lui Antoan Bibescu, cu Priscila. Și pe urmă, sigur. Cred că trebuie microfonul celălalt. Dar până. Priscila e la fel de drăguță și de spirituală ca și el. Sigur, ajungem să ne cunoaștem și am o scrisoare de la ea, care scrisul e destul de nesigur. Zice, să știi că am osteoporoză, nu drancoporoză. Face un cuvânt medical o englezesc, adică nu-și beată. Nu punea problema întâmplător, fiindcă așa cum a fost și maică-sa, vai, Priscilei îi plăcea teribil de mult să bea. Și bea numai whisky, de bună calitate. Dar, revenind la Paddy, cred că niciodată n-am întâlnit un om cu o disponibilitate asemănătoare. Dumneavoastră ați evocat călătoria lui de om destul de sărac, din punct de vedere al mijloacelor, reușește totuși să străbată toată Europa. Cum? Are foarte multe recomandări. Du-te la cutare, du-te la cutare. Ei bine, această încredere transmisă din om în om, cred că a fost posibilă datorită firii lui. Pentru că la rândul lui, în momentul când îl cunoșteai, te duceai la el și spuneai, eu am corespondat cu el și cum l-am cunoscut, gata, Georgeta. Mie prietenii îmi spun pupi. Îmi pare rău, dar știți, fiecare om are păcatele lui. Și când am fost față în față, i-am spus, de ce nu-mi zici pupi, cum îmi spune toată lumea? Nu, zice, la noi pupi înseamnă un cățel și tu n-ai fason de cățel. Tu nu ești un papi, așa că nu, tu ești Georgeta. Dar discuțiile pe care le-am avut cu el, un soi de comuniune pe care cu marea nevoință poți să o stabilești după ani de zile cu cineva, cu omul acesta s-a stabilit în prima clipă. O disponibilitate extraordinară, o curiozitate liniștită și ceea ce te urmărea și n-am înțeles niciodată, cum a reușit, pentru că el acum, în ultimii ani de viață, a arătat doamna Maz o clipă, grădina lui acoperită de la Cardamini, el a trăit în Grecia, vorbea perfect grecește, dar a avut și un episod destul de lung în România, suficient ca să învețe românește și nu câteva cuvinte. Și de pildă, eram odată cu el, mă dusesem la el la Cardamini, a făcut baie în mare și i s-a părut că nu e, eu l-am cunoscut când avea 80 și ceva de ani, i s-a părut că nu e destul de sprinten și uitându-se la mine îmi spune în cea mai perfectă românească, zice, bătrânețe, haine grele. Și această cunoaștere, asta ne și ajuta să vorbim, că ne vorbim într-o franco-anglo-română foarte pitorească, el a rămas legat mai mult de România decât de alte țări,
și pentru că marea dragoste a vieții lui a fost o româncă, Bălașa Cantacuzina. Dar eu aș vrea să vă spun, asta și din ce știam de la apropiații lui și ceea ce mi-a spus și el. Feli are, dacă vreți, o biografie așa puțin retușată. Aș zice că e retușată în spirit victorian. De ce? Pentru că nu se ținea de mână cu fata negustorului. Au mers mai departe și lucrurile se consumau sub un măr. Acolo a fost surprins. Era puțin mai grav. Și, pe urmă, sigur, tot acești biografi, mai mult sau mai puțin ipocriți, au spus, n-a avut ce să facă, taică-sul era săr și era geolog și nu era o familie chiar săracă. Dar ce să facă? Zice, s-a dus în armată, s-a dus într-o armată specială. A intrat în serviciu de spionaj. Și... Păi eu când vă spuneam de MI6, nu știu. Păi MI6, da. De fapt, MI5. Și lucrurile s-au întors așa, încât, dincolo de călătoria asta, în timpul războiului, ajunge în România. Și aici cunoaște o plajă foarte largă de personaje, pe unele le regăsește și, pe urmă, sigur, când pleacă în Grecia, continuă. Idila cu Bărașa s-a consumat la Băleni, în covul lui, dar mai ales ei au stat 2 ani împreună în Grecia. Și trebuie să vă spun că, afară de această carte despre care vor vorbi doamna profesor, domnul Michelescu, el mai are câteva cărți, tot așa, de călătorie, care și fac unic. Una din cărți este consacrată, se numește Rumelii, și e consacrată Greciei. Sigur, era un condei cu totul aparte și ușurința cu care trece de la un timp la altul, la personaje, la alte zone, la dreapta, la stânga, în sus, în jos, îl fac absolut fermecător. Stând de vorbă cu el la Cardamilii, deci Cardamilii e undeva jos de tot, în sudul Peloponezului, și uite ce am pățit. M-am dus la Misolonghi, unde a murit Byron. Fiindcă auzisem că în casa unui țăran se află pantofii lui Byron. Și știi, eu sunt prieten cu descendenții acestei familii. Și aș vrea să le fac o plăcere, să iau ciubotele ăia și să li le duc. N-au vrut să mi le dea. Dar asta se întâmplase mai de mult și eu care mă gândeam nu se poate, port și nume grecesc, toată lumea îl știe pe mitropolit, ăsta e un fel de personaj așa tutelar al epirului, mă duc la Misolonghi și iau ciubotele, mă duc acolo, într-adevăr. Ce m-a uimit în primul rând, sunt ținute într-o mică vitrină, într-o casă particulară. După știința mea, Byron nu era foarte înalt. Era un mititel, era un personaj așa destul de frel, ca să folosesc un cuvânt foarte românesc. Dar ciubotele sunt teribil de mari, sunt lungi așa, scârșite și trebuie să vă spun că sunt scorojite. Că de la 1824, când moare ăsta, până când a ajuns el și când am ajuns eu, vă dați seama, nimeni nu le-a lustruit, nimeni n-a făcut nimic. Eu aveam, am crezut eu, și un argument în plus. Pentru că Byron a și scris într-un poem, dar a stat 3 zile la Ziță. Ziță e o mănăstire de unde a pornit acest Dositei Filipii și a stat în chilia lui. O chilie, pe vremea aceea, dacă vreți, în fine, de călugă, dar are 40 de metri pătrați. E comod, știți? Termopane nu. Termopane nu, o garsonieră și ceea ce era de întâmplat, s-a întâmplat. Zița e vizitată de călători din lumea întreagă. Sigur, are și mitropolitul, viitorul mitropolit al Țării Românești, are niște
portrete, sunt niște lucruri de ale lui de acolo, niște bomboloi, mai știu eu ce, dar e un poster uriaș cu cine? Marele poet Byron. Și atunci eu m-am dus, dacă vreți, puțin și cu o rudire a posteriorii, dacă vreți, cu acest dosipei Filiti, eu mă numesc Filiti, nu l-am convins pe Costas, zice, dar nu pot, nu pot. Asta face parte din zestrea nepoatei mele. Acum, judecați și dumneavoastră, că ideea nu era zestre, zestre, vine un englez, îmi dă 100 de lire sau 1000 de lire. Nu! El vroia să-și o păstreze pentru sine. Și așa a fost, încât m-am întors cu nasul de ceară, am zis, zice, nu-i nimic, nu-i nimic, o să mai încerce și alții, până la urmă reușim. Dacă vreți, puteți să mergeți la misologii, să întrebați, nu poate aveți succes. Sigur că Fredi a rămas toată viața un mare prieten al românilor, fie al românilor trăitori, exilați în Anglia, fie al românilor de aici, cu care a corespondat plăcerea scrisului și scris forma aceasta de corespondență a fost foarte, foarte acuzată la el și s-a întâmplat că eu să păstrez o serie de scrisori, nu numai pe care mi-a trimis el, dar și schimbate unuia sau altuia. Și de fiecare dată când deschideam o scrisoare, de fiecare dată când mă întâlneam cu el, omul acesta era o surpriză. Imaginați-vă că mă duc la Londra, probabil sunteți destui dintre dumneavoastră care cunoașteți orașul, e un loc foarte londonez, Piccadilly. Dar acum era oarecum plin de țiganii noștri. Erau primii ani de după Revoluție și erau țigani din astea cu fuste înfoiate, care găsiseră acel mijloc unic de a-i îndepărta pe Tommy's. Își desfăceau bluza și îi împroșau pe ăștia cu lapte, că astea erau mereu însărcinate. Și erau foarte numeroși și destul de agresivi, destul de incomodanți. Și eu mergeam așa, nu pot să spun că mi-era frică, dar Betty zice, stai, dar să nu zici nimic. Eu am încremenit, eu ca eu, dar să vedeți ce au încremenit țiganii, pentru că purta baston și avea o ținută așa, o clipă, da, o clipă l-ați văzut, eu vă spun că eu l-am cunoscut de atunci. Și intră așa în grupul lor, pe uliță armenească, fricioșatră țigănească. Știți cum au rămas țigăncile? Stană de piatră! Și acum stăteam și ne întrebam cât o să dureze această întremenire. Ar fi trebuit cineva să le facă așa semn. Nu s-au așteptat ca un domn atât de distins, cu o ținută impecabilă, aproape automat când îl dea deoparte să-l treacă, să le spună chestia asta. Dar să știți că eu am fost la fel ca țiganul de mirată, că nu mi-am dat seama că poate să cunoască asemenea detalii de limbă românească. Nu pot să-mi amintesc decât cu mare admirație de acest om și aș încheia prin a vă spune că, sigur, spionajul e o meserie foarte interesantă, foarte riscantă, palpitantă și dacă ești cum era el, adică foarte deștept, poate să devină și un subiect de imensă satisfacție. În timpul războiului, Paddy, cea mai parte a doua a războiului, a petrecut-o în Grecia. Și anume în Creta. Dar să nu uităm, Grecia în cea mai mare parte era ocupată de nemți. Și totuși reușește să facă o captură care a devenit faimoasă. Cu un comando de conaționali a capturat un general german. Până a stat cu ăsta două săptămâni undeva într-o pădure ca să poată să-l scoată la apă, să anunțe un vas de-al lor ca să-l ducă la Alexandria. Și
timpul ăsta au stat de vorbă. Sigur, erau dușmani, nu? Dar ăla, într-o dimineață, se uită așa în zare și începe să recite din Horațiu și îl continuă Paddy. Când a fost să plece să-l ducă la Alexandria, a plecat cu un submarin. Știți ce au discutat? Am discutat despre muzica lui Beethoven. Și eu nu m-am putut abține, sigur, eram copilă când în timpul războiului, stau și mă întreb dacă situația, dacă în locul lui Paddy ar fi fost un rus sau viceversa, Paddy era Paddy, iar prizonierul ar fi fost rus, discuțiile ar fi fost tot pe tema operei lui Horațiu și a muzicii lui Beethoven. Cam asta e diferența. Paddy s-ar fi înțeles perfect discutând despre vodka. Era exact același lucru. Dar rusul nu. Rusul nu. Tot timpul Horațiu pleacă și în această călătorie. Are o de Horațiu cu el, pe lângă antologia Oxford de poezie engleză. Era un mare. Era un cultivat și să știți că te neliniștea aproape aria lui de informații, dar în același timp o făcea cu atâta firesc, cu atâta solicitudine față de tine, dacă i-ai fi spus, da, habar n-am, eram în Albert Hall cu el, eram jos și vă spun sincer, acolo atmosfera e foarte plăcută, dar trebuie să stai în picioare. Mie nu-mi place, nu tinește muzica cu un ghid în picioare. Ce lasă, că am eu o idee și nu știu de unde, a adus un scaun din ăsta, portabil. Eu mi-am dat seama de ridicolul situației, că toată lumea stătea în picioare, erau tineri, erau bătrâni, străini sau englești, toată lumea asculta de jos în picioare. Și numai eu să mă așez, și asta eram ceva mai tânăr atunci, încât am stat așa cu scaunul lipit de picior și minte, tot timpul conceptului, nu vă mai spun, el care nu mai era tânăr, a făcut același lucru. Adică un om cu totul și cu totul excepțional. În această casă, un scriitor român, care mie mi-a fost foarte, foarte drag și lui deopotrivă, și de fapt asta ne-a apropiat foarte mult, a fost Matila Ghica. Dar aici nu e iubit Matila Ghica, dar l-au iubit alții și lumea îl citește. Matila Ghica are o autobiografie în englezește, se numește Lumea este scoica mea. Eu am tradus-o, am pus-o pe românește, ediția franceză, dar l-am rugat pe Paddy să-mi dea prefața pe care i-o făcuse ediției englezește. Mi-a trimis-o, era plină de corecturi, am mai lăsat puncte. Păi zic, ce fac? Nu pot să o tipărezi, zice, completează tu. Sigur, era vorba de niște date materiale, că s-a dus colo sau colo, că cum se scrie cuvântul balș sau cojar sau mai știu eu ce, nu vă închipuiți că erau fraze întregi. Dar această încredere, we trust, cred că ăsta a fost verbul pe care foarte mulți englezi erau în sânge, dar Paddy mai mult decât toți. Și asta l-a făcut atât de cald, de prietenos și de neuitat. Și nu pot decât să mă bucur că dumneavoastră ați decis să-i tipăriți opera. Iar acum, asta se referă la noi. Celelalte cărți, nu. Dar asta nu împiedică să fie la fel de frumoase, la fel de cuceritoare și vă veți afla în dialog un personaj, cred că dau apă la moară acum multor contemporani de-ai noștri. Oficial, Paddy n-a avut niciun certificat de studii. Fiindcă după episodul de sub măr, el n-a mai urmat nicio școală. A făcut această școală minunată în folosul țării. Da, vă dați și dumneavoastră seama, ca să devii spion, nu faci nici literatură, nici matematică, nici... Poate că
Acolo și-a dezvoltat această plecare pentru niște mine. N-aș îndrăzni totuși să-l numesc un autodidact. A fost mai mult de atât. Cultura lui, felul lui de a vorbi, percepția pe care o avea pentru muzică, pentru zonele îndepărtate ale lumii, afecțiunea pe care i-a purtat-o Bănașei, desperarea care l-a cuprins lungii ani cât a fost despărțit, de fapt până la sfârșit a fost despărțit de Bănașa, scrisorile desperate pe care le-a trimis, pachetele, insistențele să o răscumpere de aici, Bărașa n-a vrut, a rămas profesoră de franceză la Pucioasa. Astea sunt niște povești, le-am evocat în fața dumneavoastră, pentru că eu sunt obsedată de un lucru. Noi suntem români, dar să știți că suntem teribili de europeni. Și relațiile noastre cu toate aceste familii, le-am evocat chiar în fața dumneavoastră acum câteva săptămâni, cu familia aceasta, Espes, din care descindea soția lui Antoan Bibescu, Priscila Hodson, care englezoaică a rămas, nu? Acest fermor, e o întreagă elită europeană, din care românii, să știți că fac parte, cu teribil de bune rezultate, foarte respectați, unii din ei, și asta nu după păreri pătimașe, ci constatările sunt ale altor străini, au devenit adevărați mentori, adevărați guru ai elitei franceze, ceea ce e foarte greu, că franțuzii sunt xenofobi până la Dumnezeu și totdeauna le salmetec, lor sunt toate părțile. Ei, au fost câțiva români și iar trebuie să-l pomenesc pe Matila Ghica, care au știut să se impună acolo. Așa încât mie nu-mi rămâne decât să-i trimit un gând bun lui Paddy. Vrei să fie într-o lume mai bună, mai calmă, mai liniștită, dar cred că de acolo de unde e, să uită cu aceeași curiozitate la noi. Vă mulțumesc! Mulțumesc frumos! Ați deschis încă vreo 20 de perestre pe lângă cele 3-4 pe care îmi propuneam să le las pentru un acces cultural și existențial, pentru că în această seară noi discutăm cu oameni care au cunoscut un om care pentru noi acum are o valoare simbolică foarte importantă și identitară în sensul identității noastre culturale și a sa și în sensul identității noastre europene culturale. Dar el vine fără discuție în suita propriei sale națiuni. De fapt, el este un hibrid anglo-irlandez, asta este foarte interesant, că modelul civilizator englez se impune în ceea ce fusese până la 1700 și spre sfârșitul anilor 1700, când se întâmplă o catastrofă istorică, se pierde colonia numită America și Britania devine Marea Britanie. El se înscrie într-o suită foarte interesantă de persoane pe care le-aș categorizi în sensul, în sensul specificului cultural britanic. Astfel, cu gustul aventurii, dar totdeauna o aventură bine strunită, înțelept folosită, protestant, riguroasă. Foarte des este cazul acestui spirit cu totul excepțional, bine cultivat. Un spirit excepțional de bine disciplinat în marile lecturi și dovada mai grăitoare decât faptul că în condiții de extremă în care ești cu un dușman pe care de-abia l-ai capturat și pe care îl ții și n-ai voie o clipă să-l scapi din ochi, ai un dialog uman dincolo de religie, dincolo de politică, dincolo de partide, dincolo de țară, dincolo de îndrăjbirile internaționale, în limba unei mare clasic al culturii europene, este crește de la sine. Da? Adică, probabil că citim mai ușor Curtius în acest sens,
care ne spune că lativitatea noastră continentală este o monedă care face legături. Dar îl putem include în, și vă spune că scad registrul într-un fel, da, dar vreau să ne-l apropiem existențial mai mult. Îl includem ușor în categoria pe care o vedeți la televizor, nu la prostiile oferite de diversele posturi vocale, ci în sigura zăzut digital, sigura zăzut, da? Acest gen de programe care se ocupă de diverse culturi în care apar tot felul de trăsniți pentru gustul nostru, pentru că nu se poate imagina specificul britanic fără ceva excentric. Și la rigoare, orice englez, dar este fals să spune englez, pentru că ar trebui să spun britanic, vă va spune că până și telefonul sună altfel acolo și așa și este. Nu sună ca pe continent, nu sună târ, 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 sună târ, 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 înțelegeți? Și până acum 35-40 de ani, deci când prietenul nostru Fermer era dincolo de Floara Vârstei, dar era un bărbat fățos, somtos și așa mai departe, sigur își va fi auzit că naționalii spun că ei nu pleacă în vacanță în afara Angliei, că există riscul să cadă în mare. Pentru că dacă mergi puțin, ajungi la foarte puțin, nu? Este un archipelag. Așa că nebunia cu Brexit, care sper că nu se va întâmpla, poate fi înțeleasă așa. Dar, sigur ați văzut pe, cel puțin pe DigiTravel, un personaj slavin, mi scapă acum numele, care mănâncă lăcuste, precum Ulfi, la care mergea pe un deșert și, pe urmă, acest lucru îl aflăm, nu? Din traducere și în descripturi, care locuiește într-un palmier, stă de vorbă cu cangurii locali, da? Și mi se pare foarte normal. Asta pentru noi este de necrezut. Dar dacă veți merge 20 de minute în metroul londonesc, veți constata că nimeni nu se uită. Toată lumea citește sau se face că citește ceva. Așa? Ei, de când sunt copii, de câțiva ani, le învață mămica că te uiți cu stângul, cu coada ochiului stâng și cu coada ochiului drept să vezi despre cine e vorba, dar niciodată nu te uiți. Și trebuie să existe cineva care să te prezinte. Deci unul e englez, nu poți să-i vorbești direct. Trebuie să existe, deci, personajul A român, să zicem, personajul B englez, trebuie personajul C care să ne prezinte unul altul. Introduce me. Altfel nu se poate. Toate aceste lucruri pe care noi le luăm așa, cu haz, sunt în specificul cultural. Sunt impregnate de protestantism, sunt impregnate de o enormă cantitate de urbanitate și de un mare respect pentru cultura europeană. Bun, dar haideți să-l încadrăm acolo unde ne place mai mult, pentru că este aerisit locul, este aerat. Este unul dintre marii călători prin spațiul european și de ce să nu alăturăm lui Byron, despre care voi vorbi din nou așa în pasant, pentru că nu se poate evita acest lucru, sau prietenul său Shelley, care murind foarte tânăr, înnecat în, în golful Speția, nu propusesem să spun asta, dar m-ați incitat, este recuperat pe mal de către prietenii care sunt disperați, se improvizează un ruc, îl ard și s-a produs cremarea și s-a rezolvat ritualul. Și ce credeți că îi găsesc în buzunarul hainei? O ediție Eschil, din care el cita în timp ce mergea cu bărcuța. Bun. Acest lucru este normal. Dacă citiți Three Men in a Boat, mi se pare To Say Nothing of the Dog. Nu mi se va părea nimic straniu. Dar Byron este de departe un personaj care legitimează orice personaj cult britanic. Adică Byron, nu numai că și grec, Byron este erou național în Grecia, așa cum... N-a luptat efectiv, nici n-a avut timp. Așa cum Mickiewicz este erou național în America, nu? Deci se întâmplă astfel de lucruri. În generația anilor, să zicem, 1900-1930, sociologic cu o generație are cam 30 de ani, și imediat după război, era foarte chic, era de fapt o obligație patriotică la greci, dacă ai copil băiat în familie, el se va numi Diron, adică Byron, da? Diron. Și el va crește într-o atmosferă, nu de xenofobie, dar de naționalism mult prea subliniat și, în orice caz, cu datoria lui extraordinară, să nu moară până nu omoară un turc.
Asta am auzit-o cu urechile mele, de la hiperdistinși colegi greci. Aceste mici lucruri, fixații care sunt în nebunile noastre identitare, există. Dacă mergeți la Sintra, în Portugalia, și dați de Palatul ca din poveste, voi reveni pentru că și ce ne spune Fermer aici are aură de poveste, întâlniți Scada Lord Byron, scările Lordului Byron. Oricine ne afane vocal să vă spună, a, mine sunt ora, Scada Lord Byron, toată lumea știe. Este o obligație la locului. Locul a fost sfințit și consfințit de aceste personaje. Și eu cred că Fermer a făcut ceva foarte asemănător, numai că noi știm mult mai puțin despre el și este un mod de a-mi arăta recunoștința față de editura Humanitas, că ne face cunoscut. Ce ni se întâmplă noi aici, când citim absolut fermecătoarele pagini ale lui Patrick Lefebvre, este o imagine a ceea ce cunoaștem, că este Little Europa, nu? Europa de mijloc, nici cald, nici măgar. Și în care noi am intrat, nu că mă aparține, pentru că nu e adevărat, ci pentru că din rațiuni politice, când s-a făcut accesul, când s-a făcut intrarea în Uniunea Europeană și nu știau unde să pună Rusia pe hartă, ne-am devenit și noi Europa Centrală și de rest, nu e adevărat, noi suntem sud-est. Pentru că nu aveau unde să plaseze Rusia pe hartă și atunci a rămas în estul partea rusească, partea europeană a Rusiei, nu? Pentru că există enorma partea asiatică. Deci, el începe undeva în Little Europa, este în orașul Esztergom, pe un pod, într-un spațiu foarte maghiar și mi se întâmplă ceva absolut obișnuit, cum am mers noi pe stradă acum și legat de un covric. Deci lucrurile pornesc de la acest nivel, micitel, și chiar se face referire la lucrurile de mici în mai multe situații și este excepțional să vedeți cum se ocupă de lucrurile mici care vorbesc și lucrurile mici subliniază și marchează identitatea noastră. El este, de fapt, într-o largă tradiție, cum să zic, apretată a culturii britanice, un mare călător, un călător exemplar, ceea ce se numește Homo Viator, deci omul care merge pe drum și el are un traseu și vorbește de Homo Viator și Peregrinus la un moment dat, are un traseu destrăbătut pentru că, așa cum spunea și doamna Filipe Alinar, are această datorie. El nu are datoria instituțională dată pentru că nu și-a terminat formal studiile. Dar este mult deasupra acestei condiții sancționate instituțional. El merge din loc în loc cu extraordinara putere de a vedea frumusețea naturii pe care o întâlnește pentru prima dată și este ori surprins, ori fascinat, ori redus la tăcere. Foarte des se întâmplă să vadă costume naționale pe care nu le-a văzut vreodată până atunci și începe o excepțională, cu o excepțională fervoare erudită să facă legături între culturi și să puncteze specificul cultural. De pildă, vorbește despre Ungaria mitică. Deci el a venit din vestul Europei, a ajuns în Europa Centrală, bineînțeles acest loc foarte important și pe care îl pune, cum era și normal, în legătura istorică cu încrâncenare de ambele părți, de partea maghiară și de partea română, cu celălalt care este imposibil, nesuferit, rău, iredentist, etc. Pe toate acestea le marchează, dar totdeauna scăparea din aceste încrâncenări de moment este culturală, nu? Este foarte ușor să spună da, pentru că și hunii, dacă ne gândim mai bine acum 954 de ani și 2 zile, când au ajuns aici, nu știu ce au făcut, dar stați, zice că dacă ne gândim mai bine, de fapt, trebuie să-i punem în legătură cu tătarii și dacă ne gândim mai bine, există o comunitate musulmană în sud-estul României și turco-tătarii și așa mai departe. Asta nu îl împiedică, atunci când ajunge la Budapesta, să observe și să sublinieze de câte ori poate, fără vreo ranchiună și fără să țină partea românească, cred că este bine echilibrat, că există obsesiile naționale ale locului respectiv, cum le avem și noi, și să le marcheze mai multe rânduri. Obsesia Trianonului. Nu? Trianonul este cel un dezastru înspăimântător și acum, dacă vă duceți în vizită la Versailles și mergeți pe alee și este un grup de călători maghiari, veți vedea cum îl smulg părul din cap, că trec pe acolo, vai, Trianon, chestii înfiorători, ce ne-au putut face? Bun, nimănui nu-i face așa plăcere.
Mohaș apare la un moment dat, apare cred că chiar de două ori. Îmi scapă în acest moment care dintre mari poeți maghiari vorbește de Mohács Ögău, acum un Mohács. Deci Mohács este nu doar un loc pe harta fizică și culturală, ci este un moment în devenirea nației maghiare, de cum ați spune voi acum o posadă. Sau acum două posade. Da, da, noi la posada am câștigat și ei la Mohács au fost terminați. Dar vreau să vorbesc de, vedeți, ce poziție firesc românească, vreau să vorbesc de modul în care un loc devine un punct pe harta devenirii culturale în cele din urmă. Ce mai observă? Dintre lucrurile minunate, absolut minunate. Eu le mai vedeam vag în copilăria mea când ieșeam cu părinții mei și ne plimbam pe stradă. Această cultură a plimbării și a plăcerilor de seară a dispărut. Acum stăm în casă și ne uităm niște porcării pe niște ecrane care ne arată urdori cu precădere. Mă rog. Și anume, să treci pe lângă o grădină de vară sau un restaurant de unde se aude o plăcută muzică țigănească și te uiți la vioară, erau pe vremea aceea foarte mulți instrumentiști țigani excepțional de dotați și era plimbarea între fetele în casă unguroaice, cele mai bune, cu coanele româncele scoteau ochii să aibă o unguroaică în casa la curățenie, excepțional de curate și de ordonate, care se plimbau de mână cu catanele române. Bun. Se întâlneau în cișmiciu și se ocupau frenetic pe o. Bun. Ce vede acolo? Vede, pentru că descinde în diverse case cu diversele recomandări pe care le are și vede pe viu că domnii foarte spitcuici și foarte galanți sărută mâna Doamnei. Lucru de neconceput în Occident. Nic, oricât este de civilizată Anglia, cât de civilizată Germania, cât de rafinat este și de ordonat nordul scandinav al Europei, așa ceva nu există, pentru că acolo a trecut protestantismul și a făcut o altă ordine. Nu? Această formă de adorare, să zic, a femeii, care lasă orice Sfântă Fecioară și Mariul Atria în spate, nu despre asta vorbim, există. În casele în care descinde, cineva face o remarcă maghiară, el își notează, este extraordinar de dinamic, cu o minte foarte în sine puternică, dar și foarte bine cultivată, face legătura, zice, da, se vede evident fundalul ugrofinic. Da, se vede ugrofinic pentru că este o confecție romantică. Orice specialist în materie, de exemplu de la Academia de Științe Maghiare de la Budapesta, vă va spune că asta este într-adevăr o făcătură care ne servește. Cum e la noi, cum a fost la noi nebunia dacică, da? Deci fiecare are, așa, se duce și vede splendida catedrală pe care am văzut-o cu toții în Nadal Pigut, unde este St. István, nu? Cu momentul extraordinar de mare abilitate politică și de înțelepciune națională, să facă pe la sfânt și deci să se consemneze pe europeni. Știe tot timpul că vine din Panonia către vest și că va întâlni în lucrurile mici ce erau. Și ajunge la Altfeld, Marea Câmpie Maghiară, pe care imediat o categorisește foarte interesant drept stepa Europei. Deci are puterea de mare rafinament să găsească topul identitar în micile lucruri. Vă imaginați și presupun că ați fi făcut la fel ca mine, dacă ați fi fost într-o situație anume, o conferință internațională cu multă lume, nu știu ce, și să oferă programe culturale, cum facem și noi. Oferta este să mergi la cel mai austriac oraș din vestul Ungariei sau să mergi la un Sălnăc, să vezi cam cum e în Slovacia, sau să mergi în pustă. Și eu zic, nu, eu vreau să mă duc în pustă, pentru că așa cel mai austriac, mă duc la Viena și văd în periferia Vienei, cel mai maghiar oraș din periferia Vienei. Acolo, de fapt, e temperatura și vezi măsori, asiatismul, violența bine strunită și mândria virilă exacerbată și după aceea înțelegi cum se sărută cu atât mai galant și mai duios mâna Doamnei. Bun. Face observații despre întâlnirea între Roma și Levant. De fapt, toată această călătorie care merge către orașul lui Constantin, nu? Constantinopole, nu? Primul împărat creștin al Romei, este o călătorie simbolică, chit că ea este fizică și este existențial marcată și pe alocuri, iarăși face percepție.
nici nu vă gândiți, nici nu mă gândesc ce ar fi zis Lady Mary Wortley Montagu dacă ar fi fost în acel moment aici. Această doamnă care era soția ambasadorului britanic la Constantinopol în momentul respectiv, vizita cu frenezie băile de acolo și era înamorată de frumusețea corporală a turcoaicelor care săvârșeau ritualul purificării. Dar când mergeți la Budapesta, observați că din loc în loc este un tărăc firdă, adică o baie turcească. Au rămas lucrurile din timpul pașalăcului. La fel când ajunge în Bulgaria și vede prezența de sute de ani, filtrată, dar ca o pecete a turcilor, ceea ce când ajunge în zona asta care acum se numește România și la vremea respectivă nu era încă desăvârșită, adică se desăvârșise, dar erau nebunile, tulburările războiului, nu observă. Și anume faptul că, bineînțeles că și aici turcul plătește, turcul decide, nu până la un moment, dar nu au rămas la fel de profund înfipte, ca să zic așa, în stofa noastră identitară și este vădit că noi am avut totuși mai multă respirație europeană. Și după aceea s-a produs ceea ce din fericire s-a produs, anume o occidentalizare cu forța de sus în jos. Luați dumneavoastră așa cu otosbiu, vorbit franțuzește, îmbrăcat frumos, spălat frumos și parfumat și tuns, că dacă vă prind culase, vă distrug. Bun. Din când în când apar, și ăsta este un punct de culoare, nu o spun nici rasist, nici xenofob, nici nimic, țiganii care marchează că sunt la unguri sau sunt la noi, este altceva. Dar aș vrea să vă citesc foarte scurt prima întâlnire cu ceva care este o altă identitate și este identitatea românească. Mulțumesc. Așa. Zice... Hainele lor grosolane, el vede niște săpeni. Hainele lor grosolane din piele de oaie erau întoarse cu partea moale în afară. Iar pălăriile, niște ponuri curboase din lână neagră sau albă, înaltele peste 30 de centimetri, ochiul protestant n-a scăpat, le dădea un aspect sălbatic și dezinvolt. Deci începe, sălbatic și dezinvolt. Deci nu este involtul întorsământul, este desinvoltul, nu? Adică după din afară. Înțelegeau cu toții frânturile mele de maghiară învățată cu greu, dar curând am simțit că mi-ar fi mult mai simplu să învăț eu limba în care vorbeam între ei. Foloseau cuvinte precum, atenție, om, femeie, ochi, nas, mână și foaie. La început au fost puțin nedumeriți pentru că arătam spre toate cu mâna întrebător, câine, bou, vacă, cal. Era minunat, homo, femina, nasus, manus, folium, canis, bos, vaca și cavalus. Îmi răzunau delirant în minte, spuneau câmp și fag, vatitat ungura campum sub tecne faci. Bineînțeles, vine un citat din Horatiu. Da? Cât de ciudat mi se părea să găsesc cuvinte latinești așa de departe de națiile înrudite. Bun. Și momentul în care face referire la fină publică, și spune domnule, și zice, am ajuns așa, vorbea o limbă pe care n-am auzit-o niciodată, era turcă. Zice, suna așa ceva. Ce mi-am dat seama că e o limbă clotilantă, evident. Zice, dar asemănarea între ei și unguri era cam asemănarea dintre engleză și persană. Nu? Fondul indo-european păstrându-se oricum. Bun. Merge din loc în loc. Ajunge la spre Dunăre. Un obiectiv fiind să Dunăre, cazane, porțile de fier. Și îi vine în cap episodul pe care noi acum aproape nici nu mai menționăm, că mi se pare că sună prea naționalist. Dar el, de fapt, trebuie să existe în continuare, e foarte important. Și este cu fervoare nerecunoscut, sau pus sub semnul întrebării la vecinii maghiari. Cum se poate ca în 164 de ani, da, de prezență, de ocupație romană, noi să fi păstrat o identitate, cel puțin lingvistic, latină? Nu mai zic că și ca apariție și ca veșminte și nu știu ce, că era legiuna 5-a, Sinica sau ce-o fi fost mai puțin important, dar am păstrat-o în timp ce ceilalți nu. Și este de partea noastră. Ajunge într-un loc, îmi scap acum locul, e neimportant, o să citi, pentru că trebuie să citiți această splendidă carte, în care domnul și vede la fața locului căsătoriile mixte. Domnul este ungur, doamna este româncă, domnul este, cred că calvinist, nu mi-am inteles, dar calvinist trebuie să-i fost. Nepotul lui Telechi, era lui Telechi, Istvan, da? Da, lui Telechi. Cu
adică, exact, care este creștin-ortodoxă, da? Nici măcar nu este uniată. Și se tachinează. Și se tachinează tot timpul, da? Și domnul Ișvan spune, vai, impuțiția aia de români. Doamna face și zice, sau poate unguri. Nu știu ce, și asta nu se poate întâmpla de trebuie la români. Și doamna zice, sau la unguri. Da? Și totul se produce cu o plăcută și iubitoare chisemțetachin, nu? Adică nu, nimeni nu va pune un topor pe masă ca să rezolve problema identitară. Într-o altă familie, domnul se numește Tibor, soția am uitat cum se cheamă, dar este această doamnă Ria sau Ria, nu știu, care este un fel de stăpână șefă peste servitor și care de fapt trage toate sforile gospodăriei, totul se rezolvă prin această femeie excepțională care este nu numai cultă, este erudită. Trece prin casă, dă dispoziție să se ducă dulcețile și mai aruncă un citat din, să zicem, Homer și pleacă. Fără nicio problemă. După care ajunge să treacă prin pădure. Și prin pădure vede din nou niște lucruri de necrezut și deodată își amintește că i s-a spus să se ducă să vadă pe Hunyadi. Dar ajunge la oameni care spun, domnule, care Ianoș Hunyadi? Eu am de Hunyadoara, notară. Și începe o altă nebunie. Și lucrurile se rezolvă absolut liniștit, fără vărsare de sânge. Ajunge în familii care locuiesc într-un caștei, da? Un caștei este un topos al trecerii prin Marea Câmpie ungară și apoi prin Transilvania, un teritoriu dincolo de Silva, de păduri, da? Zis și Ardea pentru că este românizarea lui Ternei, nu? Deci locul cu păduri. E, acolo e cazat cu mare plăcere și fast și servit cu tot felul de bunătăți și când se trezește, bineînțeles că imediat o night în bibliotecă, dimineața în biblioteca respectivilor și biblioteca este bine echipată cu motor scot din Matea, da? Balzac și așa mai departe. Bun. Are curiozitatea să lămurească cum e cu Țepeș la Sighișoara. Deci nu scapă niciuna dintre zonele care și de fixațiile noastre cu care ne legitimăm. Și asta este delicate. Și este remarcabil pentru că oricât ați spune că suntem europeni și suntem, evident, chit că cu toți bine occidentalizat și foarte bine, Doamne ajută, bun, nu putem să contestăm totuși un complex de inferioritate. Când apare un personaj de acest calibru cultural, al cărui mare amor al vieții este cineva din trupul și sângele nostru, gândinășune foarte plăcută. Bun. Mai trece pe la acolo și vede în diverse așezări rurale, femeile și bărbații vin cu niște bluze impecabil decorate și descrobite și deranjate și ce îl frapează? Și asta aproape că mi-au dat lacrimile de emoție. Și femeile trec cu tixin mal pe cap și îngână ceva și foarte des sau de frunză verde, foaie verde. Adică mi-imaginez eu că nu am auzit că asta era muzica. Și vedeți, orice începe cu frunze verde și foaie verde, ce vă dați seama ce extraordinar sunt oamenii ăștia care discută cu natura. N-au nevoie de mijlocitori. Iar când ajunge printre saș, și asta am avut și noi ocazia să vedem, vin la Biscri, care este românezarea lui Weiss Kirchen, în cupola bisericii, îi se explică că acolo s-atârnau șuncile și cârnații, pentru că oricând poți să dea turcii. Deci, cine îi spune... Sideu chiar. Da, da. Cine îi spune sunt sașii locale, adică românii noștri, sașii, da? Și că spun, domne, no, șonc, acolo șoncu, da? Și acolo vârstân, și acolo că turc, vin turcii, da? Și asta este... Noi nu ne dăm seama, bine, noi trăim în acest moment o nebunie continentală și mondială, dar nu ne dăm seama ce însemna că aia să fie oricând. Bați la ușă, vine turcul în șalvare, dar ce te faci? Să sperăm că nu va fi cazul. Bun. Coboară în pădișurile carpatice și îl fascinează, în foarte scurt în termen, puzeria de fântâni cu cumpănă, care sunt parcă scoase din timp și se oprește și zice extraordinar cum stă această cumpănă, nu o bate vântul, nu se înclină. Este extraordinar și lanuri mari de grâu spicate de maci. Sunt imagini care revin obsesiv. Ajunge la băile Herculane,
ocazie cu care face iarăși un racurs istoric excepțional și de cultură, îi spune, e, aici încep, de fapt, Balcanii. Nu spune nimic despre ceva ce noi știm, și anume că, cel puțin în sferele intelectuale la noi, la români, nu face plăcere să spunem că suntem balcanici. Da? Asta e un lucru de laudă la... Bizantin, da, sună mai bine. E altfel. Purpură imperială. La bulgari, totul e de la Balcan Tour, Balcan Air, Balcan orice, orice hotel de la ăla de 500.000 de stele la orice porcărie și codasă, este Balcan. Și în timpul lui Jivko, orice era Trachea. Deci era echivalentul nebunii cetodacice de aici, da? Bun. Deci asta, el nu spune, dar noi simțim lucrul ăsta. Ultimele două pagini sunt despre Adakale, care este o amintire vagă, ceva care a dispărut din conștiința noastră, probabil cel mai multe persoane și în orice caz tinerii din această sală ori fi luat înscris notă de existența acestui lucru care nu mai există, de existența ceva de cândva, și unde l-a fascinat că o micro-entitate etnic demarcată cu totul altfel decât majoritatea vorbitoare de română, deci o limbă latină, majoritatea ciudată, deși și ăștia de latină sunt ortodoxi, ce mai pot să înțelege, da? El înțelege despre ce este vorba. De obicei se spune că noi și Polonia suntem accidente istorice, că Polonia fiind unde este pe hartă și fiind slavă, ar fi trebuit să fie ortodoxă, iar noi ar fi trebuit să fim catolici. Printr-o decizie istorico-politico, așa, s-a întâmplat viceversa. Ei, asta ne face mai puțin interesant, poate ne complică bizantin lucrurile într-un mod pe care bunul meu prieten Dan Gemihăilescu va ști cu gust bizantin desăvârșit, pe care eu nu l-am, să vi-l furnizeze. Vă mulțumesc mult! Trebuie să știu cât este ceasul. 8. Deci stați 2 ore. Minunat ar fi ca eu acum să vă fac cu profesorii noștri de altă dată și să vă întreb. Nu e așa că v-a plăcut prezentarea cărții? Da! Nu e așa că vă duceți să o cumpărați? Da! De atunci eu vă spun noapte bună, copii! N-o să iau varianta lungă, ce voiam să spun, n-o să iau nici paia scurtă, că nu poate să fiu chiar așa, n-o să iau paia medie, promit să nu vă țin mai mult de un sfert de ceas maxim. Eu am făcut sute de prezentări, nu glumesc, sute de prezentări de carte în acești 25 de ani. Epitetul parșivă nu l-am folosit niciodată. Am spus cărți oribile, infecte, monstruoase, superbe, sublime, inclusiv epitetul care este superlativ absolut pentru mine, cărți țignite, că sunt țignite cum sunt eu. Dar o carte parșivă n-am mai spus. Alături de celelalte calități la anglicitatea sau britanicitatea acestui domn extraordinar, vă spun că este și diplomația, care este într-o țară care are genul colonizării. Englezii au genul organizării sociale. Știu foarte bine să-l pună cu pragmatismul lor la punct cele mai ciudate etnii, cele mai multe dușmănii. Omul acesta care, deci la 17 ani, cum ați aflat, a fost eliminat din colegiu pentru un act erotic, mă rog, să țineți cont dumneavoastră că a ajuns, asta trebuie să vă spun, nu doar săr, dar a fost decorat, să nu mă spun exact, a primit, așa, Ordinul pentru Distinție în Serviciu și Ordinul de Excelență al Imperiului Britanic. Țin să spun că termenul de spionaj folosit obligatoriu de doamna Hriviti Adinaur sună oarecum încercănat, oarecum peorativ în românește. Pentru că englezii au știut în genul lor să dea acestei meserii, acestei misiuni, exact inversul a ceea n-am știut să dăm noi. Ei spun intelligence. Este locul în care trebuie cea mai mare infuzie de intelligence. Numai România a știut să facă cea mai mare infuzie, nu zic, să spunem, de non-inteligență. Și din cât ești mai tâmpit, de-aia să urci mai sus prin temperatie. Deci acest domn, aici îmi vine foarte bine, pentru că ce a spus doamna Ieremia este perfect. Mi-ai mâncat o jumătate de oră din viață, dar mulțumesc de suflet. De ce? De ce este parșivă această carte? Până la pagina 119, tu care
nu naționalistului, dar palpiți, patriotic, mă înțelegi, la ideea pe românism, mai ales că vrei să felicit Victoria Humanitas, că în ultimele câteva săptămâni ne-au dat mai multe mostre de englezi care vin aici să vadă ce se întâmplă, să dea cu șutul rușilor, aducându-ne și nouă o bucurie empatică pe ziua de astăzi. Începe cu Patrick O'Brien, un irlandez care vine aici în 1853 să vadă cum pot englezii să ajute pe otomani contra rușilor. Continuă cu altă apariție, cu două săptămâni, James Earl Norris, care vine la 1854. Și acum vine cu această variantă de Sir, de Lord Britanic, variantă de Baltimore, care este și el un glob, tutrotul, un homo viator, da? Vine să ne arate la 1933-34 România. Dar tu aștepți ce? Tu aștepți ce așteptai de la britanici, de la străini care vin aici să facă o baie de sălbăticie și pentru care România este ce? Amant, domnule, cetățean. Și aștept să vezi cum e fericit de ospitalitate, de tinul alb, lăptos al româncilor, de sânii noștri, inclusiv șatrele care plac țigarii extraordinar. Este ceva formidabil. Bun. Și vezi 119 pagini de un filomachiarism trăznitor. De ce? Normal. Omul ăsta trece din castel în castel, din tratație în tratație, din bibliotecă fabuloasă în bibliotecă fabuloasă. Și atunci vii și te amintești, aaa, mi-am să aminte de Bancu de Bancu, de ce se spunea cândva, dacă te uiți bine în Parlamentul Britanic, nu găsești un loc care să nu fie înțorat cu o unguroaică. Asta spuneau naționaliștii noștri vechi. Și dintr-o dată îți dai seama, ceea și eu n-am gândit de ajuns până acum, că la fel de francofili, cum a fost toată elita românească de două veacuri în pace, așa sunt ungurii anglofili. Eu n-am știut acest lucru. Și i-am înțeles acum că este și o carte a lui Paul Landwehr care explică de ce evreii care au fost trimiși să moară, au fost arși la Auschwitz, 400.000 de evrei trimiși de Horthy, de ce nu au atâta dușmănie pe unguri cât au pe noi. Și de ce acei 400.000 de evrei sunt trecuți la zidul din Israel în contul românilor. Și când a fost întrebat Elie Wiesel, nu știți că aia 400.000 de evrei din nordul Ardealului au fost omorâți de unguri, de români? Elie Wiesel a spus totuna. Ce contează? Români, unguri, totuna. Și dintr-o dată mi-am dat seama că există un tratament special de care au beneficiat evrei și în bine și în rău, dar este cert că ei se simt mult mai bine cu partea maghiară și partea britanică. Și citești tot mai contrariat. Dom'le, ce citesc eu aici? Eu, că carte despre români, unde este România mea? Și dintr-o dată încep să vezi semnale, și aici vin la ce spuneam voi, de ce este ne lipsește nouă cel mai mult? Relativizarea, moderația, înțelegerea ambelor părți, înțelegerea că sunt naționalisme în ambele părți, că sunt lamentări în ambele părți, că sunt fisuri și cicatrici istorice în ambele părți și încep să fac inventar. Și vreau să vă dau numai niște citate până la pasajul care este, zic eu, cel mai elocvent pentru spiritul de neutralitate pe care îl are acest slujitor al lui Intelligence. Zilele petrecute pe malul slovac al Dunării, unde majoritatea locuitorilor sunt maghiari, îmi dăduseră un prim indiciu despre tăria convingerilor iredentiste ale maghiarilor. Dintele pe care le aveau împotriva slovacilor nu era de ignorat, însă, de la pierderea Transilvaniei în urma tratatului de la Trianon, simpla menționare a României le făcea sângele să clocotească, iar amputarea aceasta cred că era și mai dureros restricțită decât pierderea Slovaciei. Mult mai mult decât cedarea părții sudice a Ungariei antebelice în favoarea Iugoslaviei. Va trebui să abordez înțelept mai târziu această problemă tuturoroasă. 6-7 pagini mai încolo vine numărul 2. În Transilvania era și este imposibil să se facă dreptate ambelor părți. Iar imposibilitatea stă numeroasă a populației de maghiari transilvaneni, izolați la 300 de kilometri est de conațional, printr-o întindere și mai mare, locuită de români. Altă soluție nu există, decât această enormă
enclavă maghiară să fie transformată într-un avampost izolat al Ungariei, încorporat cum ar fi trebuit să fie într-o Românie ostilă, ca în experimentul de mai târziu, englezii știu ce știu, cu Pakistanul de Est și poate cu aceeași soartă. În plus, românii din Transilvania erau cu cel puțin jumătate de milion mai numeroși decât maghiarii, așa că mutanți ar fi fost la fel de imposibil să trasezi granițe rezonabile în favoarea Ungariei victorioase, care să fie corecte și față de români. Eu am tupeul să spun că nici în istoriografia maghiară, nici în cea românească, nu găsești ușor pagini atât de bine puse la punct. Și simt să vă spun că aveți un tratament perfect echilibrat al uniatismului nostru. Că naționaliștii noștri nu vor să vadă nici procesul optanților, multe lucruri. Dar acum vine împăcarea mea definitivă cu acest lucru. Greu găsești oameni mai puțin șovin decât familia și prietenii la care am stat în Moldova, unde am citit tot ce mi-a picat în mână din ambele tabere. Cele două teorii opuse, deci teza maghiară și teza noastră, face un examen perfect al viață de Hunedoara, cum spui, și al lui Hunyadi, și arată că argumentele sunt în ambele părți și într-o notă de subsol spune parcă totuși cei care susțin că a fost și români au mai multe dreptate. Și la Matias Rex, care Matias Rex este împăcarea între Matei Corvino și Matias, știe foarte bine să pună notă toate. Deci, cele două teorii opuse erau argumentate cu pricepere și convingere. În fiecare din ele, succesiunea logică părea fără cusur. Toate obiecțiile erau luate în discuție și demolate. Iar când treceam de la un argument la rivalul său, se întâmpla exact același lucru, astfel că eu oscilam confuz. Nu mai cunosc pe nimeni care să aibă ca mine aceeași simpatie pentru ambele tabere prinse în luptă și îmi doresc mult ca acestea să se împrietenească. Poziția mea nesatisfăcătoare între cele două mă face inutil amândouă. Și asta mi-a adus aminte de prima și ultima dată când eu am fost invitat la un cocologiu internațional în 93 la INALCO de doamna Catrin Durand, grație Lunel Bătescu, unde era o confruntare între unguri de o parte și români de alta, cu István Bibo, cu François Feitel, Monica Lovinescu, Ieronca, și m-am nimerit și eu acolo când doamna Durand a spus că România numai împreună cu Ungaria pot să izbândească în Occident. Eram în 93, abia ieșise rândul și am jucat un rol de trublu fet, cum zice Alexandru George, nu reușeam să spună. Am ridicat mâna și doamnă, la noi mai erau ca la Belfast, ca la irlandezi. Fiecare român are în familie un preot tras pe roată de unguri și mulți dintre unguri cred că au unguri tăiați la gât, morți în Revoluția lui Bela Kun. Deci nu prea se poate face pace și nu văd cum putem împreună să izbândim. Deci s-ar părea că măcar înțelegerea celor două părți, măcar să facem din timp în timp și în loc de sau-sau, poate că avem nevoie tocmai de un arbitraj de acest gen, britanic și nu german, sau nu ruso-german, cum se profilează și se vede. Încheie acum pentru că vreau să vă dau, mai aveți timp 5 minute, să vă dau un citat totuși, pentru că este aici doamna Mariana Piroteală, care a tradus. Trebuie să vă spun că nu știu stilul lui, trebuie să fie minunat, dar și traducerea este așa că văd citat. Acum, odată ce m-am împăcat cu omul nostru care are și filo-maghiarism și filo-român. Duce la maghiar și formă la români, așa cum prezentați dumneavoastră, este că i-a văzut pe români și formă iubește mai mult pe unguri. Nu e adevărat. Și spune și că nu există graniță mai odioasă, vamă, mai urâtă decât aia dintre Ungaria și noi. Zice că vamă. Dar mă rog, să vă dau citatul pentru că este foarte frumos. După un cort al drumului, la câțiva kilometri spre nord, se petrecea ceva. Pe poteca ce ducea spre satul din față, răsuna zarva unei gospodării. Și după ce am trecut pe lângă mulțimea de animale înconjurate de tenor de praf, am văzut vreo 20 de costume diferite, specifice satelor învecinate. Și acum imaginați-vă că
Deci el vedea lucrurile astea în 1934 și le nota prin 76, în 80. Dar avem aici exact tabla de materii la Moș al Caragian. Tarabele erau pline de coele de piele cu ținte, haine din piele de oaie, bluze, baticuri, pălării comice din lână albă și neagră, cincători, zăbale, scărițe de șa, hamuri, cuțite, sece, coase și raguri de clopoței de la lamă și fier. Mai erau și icoane rămate cu foiță de argint pentru ortodoxi și mormane de mătării pentru catolici, funii de usturoi și ceapă, ardei iuzi, roșii, verzi, ca niște țepușe incendiare, cozi de ustensile din lemn de frasin, greble, furci de fân, pâte, toage, coveți, putinee, cobilițe, pice, fluiere sculptate și tacâmuri de lemn ca acela pe care le ciocleau țiganii din curtea lui Istvan. Erau sculptate de țiganii de la noi. Sute de oale, urcioare și vase mari de păcat pe umăr sau pe cap, încălțările stăteau înșiruite în poziție de drept, iar încălțările acelea din piele netăpăcită în formă de canoi, astea sunt opice. Erau atârnate de șnururi în niște ciorchini mari. Am băut suică din niște cănițe cu gât lung și îngust, astea erau țolurile probabil, la niște mese așezate pe capre de lemn susante, străduindu-ne să ne auzim unul pe celălalt, dar zgomotele de animale, strigătele vânzătorilor care lăudau vârfurile, tocmerile, scripcile, fluiele, tambulinele, fluierul oasailor, toate formau o barieră așa de compactă, încât în zadar se fac unul la urechea celuilalt. Țiganii roiau pretutinde. Femeile ca niște curcubee bonosite, cu mâna întinsă, sugarii, deși prea mici să vorbească, se agăsau deja necruțători de oameni, de-o bărbați îi păreau mai fioroși decât toți cei pe care văzusem până atunci. Bețivii mergeau cu de doi, împleticindu-se, sau scoreau pe sub căruțe, peste tot erau care înalte de fân cu grate făcute. Vă dați seama ce poate să înregistreze, ce forță de absorpție are acest om, încât de bine că un serviciu de inteligență îl folosea de scanner, de orice. Închid spunându-vă că aveți niște pagini despre... Am rămas meduzat văzând ce palpită la natură acest om. Avea 17 ani, are o asemenea frenezie a simțirii naturii și are o asemenea ornitomanie. Știți că englezii sunt ornitologi nebuni, sunt nebuniți după păsări. Ăștia pleacă tot continente întregi. De-aia BBC-ul are cele mai tari documentare de știință și de-aia le place lor nu numai viscri, ci și delta. Bird watching, da. Deci au până și în barbă și în Barnaby, în Midsummer, centuriau, vin nebunii serii și își fac câte un prefilat undeva și urmăresc păsăroii. Găsiți aici pagini incredibile despre berze, despre bâtlani, despre cuci, despre cocoșii de munte înrut, despre gâștele sălbatice, totul într-o frunezie care știe de să amestece cine? Despre Avila, Avila e simbolul excelenței. E plin de natură într-un mod cum numai o nație sigură pe ea, un popor care știe să facă putere, societate, să se impună, numai ei știu să le facă pe toate. De fapt, sunt cel mai mare paradox, eu european după mine, pentru că din cât sunt simbolul conservatismului, al tradiționalismului, a insularismului, sunt de o excentricitate nebună. Așa că m-am împăcat. Mulțumesc mult! și de imaginație la rândul, niște pagini din domenii atât de diverse, arhitectură, natură, cultură, istorie, de toate felurile, foarte, foarte multe, grea încercare pentru un traducător, poate mai meritorie reușită. Și trebuie să vă spun că aceeași reușită se află și în următorul volum la care lucrez în momentul de față și care o să apară, sperăm noi, cât mai curând, în care, dacă veți urmări pe Paddy Liffermore, veți ajunge împreună cu el și la București, să vedeți acolo. Deci
cel în sudul României, întâi la Brașov, apoi la București, în Bulgaria și așa mai departe. Deci, ne invităm să cumpărească anul două și înainte să încheie, îi dau cuvântul și colegii din Gal Dumas ca să vă anunțe următoarea mesă. Vă mulțumim pentru prezență! Nu chiar așa, nu o să vă amintesc chiar următoarea lansare. Eu doar atât vreau să vă mai spun în ceea ce, completarea ceea ce a spus colega mea. Veți găsi în următorul volum drumului Peri de la Porțile de Fier până la Muntele Alex. Dacă aștept să termin și eu această carte, o rugă pe doamna Filiti să ne ajute și de data aceasta să prezent drumul. Multă plăcere! Multă plăcere! Vă mulțumesc. Iar sâmbătă vă dau întâlnire la Librăria de la Ceșmiciu, pentru că o să facem o călătorie invers. De la București spre aproape. Și în viitor, așa. Așa. Cu Robert Kaplan. Este vorba despre Nuntele Europei, trei decenii în România și dincolo de ea. E vorba despre România anilor 70-80. Parțial 90 și el se întoarce în România în 2013-2014, istoric, călător, analist politic, jurnalist, american. Vă dau întâlnire sâmbătă aceasta și vă mulțumesc și eu că ați venit. Mulțumesc invitația.